Salutare tuturor, numele meu e Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să facem ceva diferit, o să vorbim despre cum poți să faci bani cu două website-uri uh, și câți bani am făcut eu cu aceste website-uri și o să vorbim despre Redbubble și T public, unde încarci designeri și le vinzi, adică le printezi pe tricouri, pe tot felul de chestii și le vinzi altor persoane. Uh, câți bani am făcut eu pe aceste două website-uri în ultimul, ultimul an uh, și câți bani puteți să faceți și voi și voi pe acest, pe acest website. Înainte să începem acest videoclip, nu uitați să lăsați un subscribe la canalul meu și un like la acest videoclip dacă vă ajută cu ceva. Și o să vedem cam câți bani am făcut eu cu 700 și ceva de designuri care le-am încărcat pe ambele, da, adunate pe ambele website-uri, câți bani am făcut eu cu cu, cu aceste, cu aceste designuri și câți bani puteți să faceți și voi. Bun, deci dacă intrăm pe primul website, intrăm pe Redbubble, putem, ca, putem vedea că am doar 6, 625 de designuri și majoritatea sunt designuri grafice, adică dacă am văzut ceva pe internet, l-am editat un pic, i-am scos background-ul și l-am postat pe, pe Redbubble, nu am făcut nimic, nu știu, diferit, nu am făcut, pur și simplu am am scris un titlu, i-am pus niște taguri și cam atât. Nu vă, să nu credeți că fac ceva diferit sau eu știu ce le promovez sau chestii de asta. Cu promovatul, Redbubble se ocupă uh, de tot, da? adică ei îți promovează ție design bine, bineînțeles pentru început atunci când te apuci, o să fie foarte greu pentru că prima vânzare e foarte, uh, e foarte grea Până faci prima vânzare Totul ți se pare că, nu știu Totul e împotriva ta Dar după ce un produs se vinde, uh, red Redbubble o să vadă, bă, produsul ăsta are potențial. Hai să-l promovăm. Și îl promovează, și îl promovează, și îl promovează uh, la mai multe persoane și acel produs o să-ți facă majoritatea banilor pentru început, după care... Uh, după care și celelalte produse o să se înceapă să se vândă și tot așa, uh, dar prima dată e cel mai greu, poate să ia o lună, poate să ia două, poate să ia trei, poate să ia jumătate de an. Da? Uh, deci nu vă, nu vă lăsați bătuți, da? nu vă dați bătuți, nu vă nu, știu, nu renunțați. Um, sau dacă nu știu, ați încărcat deja pur și simplu continuați să încărcați pentru că este foarte important să ai un număr cât mai mare de designer pe acest website, cu cât ai un număr mai mare cu atât o să apare în fața altor persoane um, um, când caută ceva. Da? Uh, bun, deci am 625, stați da să calculez și eu pe uh, telefonul meu, deci 625 de designer pe Redbubble și dacă mergem pe T public, o să vedem că am 137 și în total am făcut, am avut um, 762 uh, 60, 62 de designer, da, uh, combinate, da, mi-aș fi dorit să am și măcar și pe ăsta măcar 600 pentru că, nu știu, mi se pare mult mai simplu pe T public și cred că pe T public dacă ai uh, foarte multe designeri o să faci și mai mulți bani. Bun, eu am început undeva, canalul scrie, canalul ăsta zice că e, contul e deschis în mai 2020, dar eu am început să postez, nu știu, undeva în octombrie anul trecut, da? Deci e un an pentru că este octombrie și de asta m-am și gândit să fac chestia asta, să vedem cam câți bani am făcut eu în ultimele 12, ultimele 12 luni sau ultimul an. Mă rog, e octombrie sau nu mai știu exact ori septembrie, ori octombrie, oricum era pe la, era în jurul ăla, în jurul Crăciunului, whatever. Uh, bun, dacă o să mergem pe Redbubble și o să dăm aici, puteți vedea că am vândut 100 de produse, da? am vândut 100 de produse pe, uh, pe Redbubble cu 600 de designuri și eu dacă mergem la Dashboard și dăm la uh, Payment History, știu că aici scrie, uh, dăm la Payment History, Bun, puteți vedea că prima a fost în decembrie 2020, da? primii bani pe care i-am primit în, 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 în decembrie 2020. Cred că m-am apucat în septembrie. Nu mai știu exact când m-am apucat. Mă rog, o să zicem un an. E septembrie, octombrie, e pe acolo. O să calculez asta să vedem cam câți bani am primit eu în contul meu, fără bani ăștia care sunt aici, da? Fără ăștia, deci 22... 67 am primit prima dată, după care 36 cu uh, cu 68, da, cu 20.29.33. Uh, 17. Da, deci în total eu am primit în contul meu fără ăștia, am primit 112 lire și 81 de cenți, da? Doar pe Redbubble într un an cu 600 de designuri am primit 112 lire, da? Mai pun și 81 de cenți, că chiar nu mai contează. Deci într un an de zile, da, cu 600 de designuri am făcut 112. Bun. Dacă intrăm pe tip public, cum am spus, am 137 de designer aici. Și dacă intrăm pe contul meu și dăm la My Account, putem vedea că am vândut 69 de designuri. Uitați și un mim aici. Am vândut 69 de designuri pe tip public dar am făcut 137 de dolari. Deci, adunăm aici 137 de dolari. Punem și aia 50, pentru că de ce nu? Bun, deci puteți vedea că am vândut mai puține produse și am făcut mai mulți bani. Nu am mai calculat și câștigurile din luna asta. Dacă le combin și pe astea, mai vedeți că mai am încă 4, încă nu, scuze, încă 10 10 dolari, să zicem așa, nu-i pun pe în lire. Sunt 4 lire aici și cu 6,50 aici, 10 dolari. Punem așa 10 dolari. Da, deci aș putea să pun și ăștia 10, dar nu îi pun. Vreau calculez doar banii pe care i-am primit eu în cont. Da? Tip public te plătește pe 15, la fel și Redbubble. Deci am fost plătit aici și o să fiu plătit, nu știu, tocmai pe noiembrie 15. Nu stiu dacă voi vedeți asta, ok, voi nu vedeți asta. Vă arătam pe calendar, dar voi nu vedeți asta. Da, deci banii sunt plătiți în fiecare lună între 15 și uh, 16. Dar puteți vedea că uneori pe 14, uh, dar banii o să ajungă la tine în cont, depinde de ce zi, e, pe 15 sau 16. Uh, deci în total eu pe aceste două website-uri într-un an de zile am făcut 250 de designuri cu 760 de, uh, scuze, 250 de dolari cu 750 de designeri. Uh, nu știu, dacă aș fi făcut mai multe designeri și nu știu, să să postez mai mult și să am, nu știu, 2 mii de designeri pe fiecare uh, pe fiecare website și să am, în total să am vreo 6000 probabil aș fi făcut uh, mai multe pentru că pe, acest, pe, acest, pe aceste website-uri contează foarte mult cantitatea. Da? cu cât ai o cantitate mai mare, cu atât o să faci mai mulți bani pentru că o să apar în fața Uh, nu știu, a mai mult, la mai multe persoane și nu contează cât de nașpă este design-ul tău, cineva o să-i placă pentru că aceste website-uri au foarte mulți vizitatori și uh, dintre, nu știu, să zicem că intră, nu știu, 2 3000 de vizitatori pe zi, unul dintre ăia 2 3000 o să-ți cumpere design dacă îi apare în față și... Uh, nu vreau să credeți că aceste website-uri sunt împotriva voastră, ei îți promovează designurile. urile da? doar că îți trebuie aia, prima vânzare. Dacă o faci prima vânzare um, o să începeți să, să, să faceți foarte mulți. O să începeți să faceți bani, nu o să faceți foarte mulți, pentru că vedeți, mă rog, eu am, eu am încărcat astea 600 cred că le-am încărcat într-o lună și de atunci eu n-am mai postat absolut nimic și totuși puteți vedea că fac venit pasiv, să zicem așa, în fiecare rună, da? Bun, um, iau 30 de aici, mai au un 20 de pe tip public, 50 de euro. Pot să fac ceva cu ei, pot să, nu știu, pot să cumpăr ceva. De exemplu, eu sunt foarte mult în gaming, da? Pot să cumpăr un joc sau, nu știu, pot să-i, uh, pot să investesc aia 50 de de dolari într-un stoc. Da? Într-un stoc pe, intru pe Brevolut și cumpăr un stoc sau intru pe altă platformă uh, care mă lasă să investesc în stocuri și să cumpăr un stoc sau în Bitcoin sau ceva de genul ăsta. Nu sunt foarte mulți, dar în fiecare lună, timp de vreo 5 ani, vă dați seama, că ar fi ceva. Um, uh, și ce voiam să mai zic, um, voiam să mai zic ceva, dar am uitat. Um, a, da, să vă măriți prețurile, da, prețurile la, mă rog, eu le-am pus pe toate la 30%, da, dacă le dau, nu știu, eu le, da, îți trebuie, le, nu știu, să le, 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 lăsați mai ieftine prima dată ca să se vândă, da, dar după care, după ce începeți să faceți vânzări, să măriți prețurile, eu le, eu le las la, la 30%. Și că aveam Ok, le-am schimbat din greșeală, what the fuck Aveam stickerele la mult mai mult Aveam la 60 stickere pentru că o să vindeți foarte multe stickere um, Deci dacă Și de ce, ce spuneam? Că website-ul ăsta nu, șt, nu, e împotriva voastră El vrea să faceți bani da? Pentru că dacă tu nu faci bani, nici el nu face bani Deci el, el vrea ca tu să, nu știu, să să-ți meargă bine să câștigi știi pentru că o să vedeți că am câți bani primesc ei dacă mergem pe gmail și intrăm pe e-mailul meu. Așa o să vedeți că am vândut un sticker acum ieri. Uh, nu știu ce este un zombie transparent așa bun deci puteți vedea că persoana care a cumpărat acest sticker a plătit un dolar și 77 dar eu am primit doar 0,40 de cenți da deci restul de un dolar și 30, i-a luat website-ul, iar eu am primit doar 40 de cenți, da? Având în vedere că nu am lucrat cine știe ce mult la acest design, pur și simplu l-am încărcat pe website-ul lor, 40 de cenți e ok pentru mine, adică nu știu, mi se pare destul de corect. Deci puteți vedea că dacă tu nu faci bani pe acest website, nici website-ul nu face bani. el vrea ca tu să, să nu știu, să câștigi, să, să ai succes în, în această afacere. Dacă aveți întrebări, nu uitați să lăsați, să lăsați o întrebare în comentariu, iar eu o să nu, știu, să vă răspund. Dacă aveți întrebări despre print-on-demand, cu drag vă răspund, pentru că nu știu, am prins așa mare, am prins drag de această afacere, să zicem așa. Și nu știu, aș vrea să mă extind cât mai mult, să, să, să postez cât mai mult, doar că nu am timp, nu am timp, dar... Dacă aveți timp, vă sugerez această, această, afacere pentru că o să, nu știu, o să faceți o să faceți bănuți. O să faceți bănuți dacă începeți cu, cu, cu aceste două website-uri. Băieți, cam asta a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un share și ne auzim data viitoare. Pa, pa!